Да. Ai văzut bine? Autovehiculul roșu este vinovat pentru producerea accidentului. Dar înainte să te pui să mă contrazici în comentarii, stai și vizionează acest clip până la sfârșit și cel mai probabil îți vei schimba părerea. Acesta este cazul din sensul giratoriu despre care vreau să vorbesc în acest vlog. Dar haideți să vedem interpretarea unor polițiști care spun că autovehiculul albastru este vinovat pentru neacordare de prioritate. Acești polițiști folosesc articolul 57 aliniatul 4 care spune în intersecțiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție. Din acest paragraf, unii polițiști înțeleg că legea se referă la faptul că autovehicul care intră primul, adică din punct de vedere a timpului, în intersecție, este cel care are prioritate față de cel care intră mai târziu în intersecție. Și așa ajung să sancționeze șoferul autovehiculului albastru pentru neacordare de prioritate față de circulația din sensul giratoriu. Chiar dacă legea s-ar referi la acest lucru, ceea ce eu nu cred, din această imagine nu ne putem da seama cine este vinovatul, deoarece nu avem informații în ceea ce privește momentul în care fiecare autovehicul a intrat în intersecție, astfel că nu putem aplica legea în felul în care ei o aplică. Haideți să vedem de ce eu nu cred că legea se referă la momentul în care ei au intrat în intersecție. În această imagine avem un șir de autovehicule. Legea spune că vehiculele care circulă în interiorul intersecției au prioritate față de cele care urmează să pătrundă. Haideți să determinăm care sunt cei care urmează să pătrundă. Care dintre aceste autovehicule urmează să pătrundă? Se poate vedea clar că doar autovehiculele care nu sunt în sens giratoriu, adică acestea, urmează să pătrundă și la ele se referă legea. Cele care circulă în sensul giratoriu, adică acestea, nu urmează să pătrundă pentru că sunt deja acolo. Deci legea nu se referă la ele. În consecință, autoveicolul roșu are prioritate față de aceste autoveicule, nu față de aceste autoveicule. Înseamnă că aceste două autoveicule nu au prioritate de trecere unul față de celălalt? În baza articolului 57 aliniatul 4 și se aplică articolul 80 aliniatul 2 care spune Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersecții ori pentru efectuarea virajului la stânga. După cum putem vedea aici în imagine, autovehiculul roșu calcă marcajul de ghidare, acest marcaj de ghidare, trasa cu linie întreruptă și este vinovat pentru producerea accidentului, deoarece nu a respectat marcajul de ghidare. Dar ca să înțelegem ce haos poate crea această interpretare a unor polițiști, haideți să vedem câteva cazuri. Dacă ne uităm la acest caz și considerăm că ceea ce spun unii polițiști, adică autovehicul care intră primul din punct de vedere a timpului în intersecție are prioritate, pot rezulta două lucruri. Primul. Autovehicul roșu intră primul în intersecție, apoi cel albastru. Cel care intră ultimul este vinovat, adică autovehiculul albastru. 2. Autovehiculul albastru intră primul în intersecție, se deplasează cu o viteză mai mică, cel roșu intră mai târziu în intersecție, dar cu o viteză mai mare. Îl ajunge pe cel albastru și îl lovește. Rezultă autovehicul roșu vinovat. Ambele autovehicule respectă direcțiile de deplasare, deci nu pot fi acuzate de nerespectarea direcției de deplasare. Avem două posibilități. Deci dacă nu avem camere care să determine cine a intrat primul în intersecție, Cine este vinovatul? Vă vi se pare normal că dacă circulați de fiecare dată prin sensul giratoriu pe aceeași traiectorie să nu știți când aveți prioritate sau nu, pentru că nu puteți să știți dacă celălalt autovehicul a intrat înaintea voastră, din punct de vedere al timpului sau după voi? Dacă o să te uiți la această poză și o să vezi că este doar o mașină, o să spui că nu este așa greu să-ți dai seama dacă a intrat înaintea ta sau dacă a intrat după tine. Dar în viața reală, aceste sensuri giratorii pot să aibă 40-50 de metri în diametru, poate chiar mai mult. Și în același timp să circule în sensul giratoriu 20-30 de autovehicule, dintre care camioane, dube, mașini mici, toate distribuite pe trei benzi. În această circunstanță, gândiți-vă că intrați în sensul giratoriu și conduceți autovehiculul roșu. Mai este așa de ușor să vezi care autovehicule care au intrat din partea de jos în sensul giratoriu au intrat în sensul giratoriu mai repede decât tine și care după. Și dacă poți să le vezi, să le ții minte până când ajungi să te intersectezi cu ele ca să știi la care trebuie să dai prioritate și la care nu. Bai mai mult de atât, Trebuie să te asiguri la rândul tău când intri în sensul giratoriu că de sus vin alte mașini și de acolo trebuie să vezi care ori intrat înaintea ta și care ori intrat după tine, să știi cui trebuie să dai prioritate și cui nu trebuie să dai prioritate. Și mai mult de atât trebuie să te ferești de toate autovehicule care vin de aici din partea dreaptă, pentru că în mijlocul sensului giratoriu este un monument foarte mare prin care nu poți să vezi decât cu raza X și e imposibil să vezi cu ochiul liber care autovehiculele de aici au intrat înainte ta în sensul giratoriu și care au intrat după tine. Cu toate că este fizic imposibil să vezi toate autovehiculele care intră în sensul giratoriu de la toate intrările și să ții minte care au intrat înaintea ta și care au intrat după, acești polițiști te vor sancționa în funcție de cine a intrat primul în sensul giratoriu. Acesta este haosul pe care acești polițiști îl creează, crezând că legea se referă că cel care are prioritate este cel care intră primul, adică din punct de vedere al timpului, în intersecție. Cei care încă nu sunteți de acord cu mine, înseamnă că aveți capacitatea să știți fiecare mașină la ce moment a intrat în sensul giratoriu, astfel încât puteți să știți la care autovehicule trebuie să le dați prioritate și la care nu. Dacă ați avut accidente de genul, vă rog să-mi povestiți în comentarii cum s-a întâmplat și cum s-a soluționat cazul. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest clip sau ați învățat ceva din el, vă rog să-l distribuiți și altora.